Tu ești magul vieții tale. Relaxează-te, totul e foarte bine, o să fie minunat. Nu e despre tine, da? Fiecare om alege la ce nivel ajunge sau până aici. Mai departe, nu-mi trebuie, da? Zice cineva. Altul zice, măi, aș mai vrea ceva după colț să văd ce îi. Și păi mă întorc aici, că aici e foarte bine, e safe, e, da? Tu ești magul vieții tale, ești Higher Priestess, zi cum vrei. Nu mai stai la povești de genul gata, e, da? E ca și party. Adică relax pentru un mag e o cafea bună, un somn bun, 2 ore. Ai 3. E o dată la 3 luni, tun. De seara la 10 până la 9 dimineața, da? Odată. Deci pentru tine e normal asta, gata, remembering cine ești, ți-aduce aminte și nu mai aștepta zile senine cu voie bun. Ce mai fi genul, da. Trebuie și, da, nu că trebuie să-ți placă, îți place și când îți place, acolo ești. Dom'le, îmi place și ce dacă... Asta e. Nici nu mă deranjează. Nu mă mai deranjează. O oră dorm pe noapte. Da? A doua zi dorm 10. Adică 2 ore dorm, mă trezesc încă 2 ore. Deci nu mă deranjează deloc, pentru că știu că în paralel fac treabă. Adică sunt în altă lume. Cine știe ce fac? Hai, de mine nici nu vreau să mă gândesc. În sensul cel mai frumos. Da? Că acum o să ți se întâmple, o să-ți apară cineva în viața ta care o să te invite, dacă vrei un job, tu nu ai timp de așa ceva, nu ești în 3D să auzi cineva, o să bată la ușa ta, la ușa cortului și tău și o să zică, nu vrei tu, uite ce talentată ești, talentat, și nu vrei, nu e despre tine, nu mai e despre tine, gata, da? Asta înseamnă 5D. Tu hotărăști, tu, da? Îți apare un prinț călare sau o prințesă, fetele băieții, da? O clipă, când? Ieri. O clipă, numai așteaptă un pic și se întâmplă timeline, da? Înapoi în viitor și ne întâlnim și nu știu ce, la care tu spui, alo, eu nici nu sunt aici, eu sunt cu 5 vieți înaintea ta. Nu știu dacă mai apucăm să, da? Adică nu e despre tine. Da? Nimic nu e despre tine. Din ce știai tu? Uită, dar la bază ai ceva, e un proces de a înțelege lucrurile. Ai înțeles? Ia să vedem cine bagă zăzabăză. Tot o să fie bine. Îți vine nu știu cine tu. Asta ce vine cuiva ceva unde omul hotărăște să rămână la nivelul ăla de a înțelege lucrurile. Da? Și de acolo să... Acolo se simte safe. Ok. Nu e despre tine. Nici safe, nici nesafe. Ești la mijloc. Nu e despre tine. Și atunci îți dai seama. Nici călare, nici pe jos. Nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. Nici flămând, nici sătul. Apoi cum e asta? Ce? Gata, acum vine soarele, iese și pe strada noastră. Care stradă? Nu mai e nicio stradă, nimic. Nimic nu e. Îți dai seama, nimic. Tu ești în aer. Da, intervenție divină, se rezolvă tot. Cine tot te zăpăcește? Ia să vedem. Da, prostul satul. Puștiu, da? Puștiu din studenții pe. Na bine. Se joacă, de-a țarambuni, da, e în căpcanuță. E în căpcanuță. Da, ți-am dat cheile. Deci nu cred. Îi dai cheile omului, îi zici, ți-am dat cheia. Poți să deschizi lacătul și face, da, unde e lacătul? Trebuie să-ți desenezi și lacătul acum. Oh my God. Da, glumim. Ce să facem acum? Da, uite aici ce e nebunie. Jale. E junglă. Aici e junglă. Dacă treci prin așa... Și banii tăi? Cum de bani? Cum sunt banii tăi? Ai mei? Da? Ai tăi, ai mei. Să învârtești și facem totul să meargă brici. Da.
Mielușel, da. Ce să-ți folosesc? Da, hai să auzi știri despre așa ceva imediat. Hai să mai vedem încă și aici. Un cuvânt aș mai vrea să-ți spun. Da, focus, n-ai ce să faci. E ca aerul. Mag, da? Când devii mag a vieții tale, da? Cu, da? Soacra, al treilea, da? Al treilea ochi avea la ceafă soacra, da? Tu ai numai ochi, ai la un moment dat se deschid toți porii. Sunt numai ochi, ochioasă, ochiosule. Ha? Influență, mor. Influență. Mm-hmm. Da, te influențează cineva. Nu te lasă. Să vedem ce. Da. Fiul regelui de bănotăze. Încă una. S. Serpent. Transformație, rebirth. E în transformare. Se renaște acum și dă în stânga și în dreapta, cu bună știință sau nu, energetic. Da? Și trimite tot felul de zăzabâză. Și tu primești ca un fel de gata, e bine, totul e bine și e visul cuiva. Și nu e acolo, omul nu e acolo. Da? În transformare, da, se renaște și cunoștințele sunt ascunse. Sunt ascunse cunoștințele. Da? Primește pământul. Fiecare om primește pământul personalizat. Dar dacă nu ai, nu ți-e deschise, ai răbdare. Răbdare ce înseamnă? Nu stai și rabzi. Rabzi numai când e... rabzi egal cu referitor la corp, la organism. Da? Egal cu atenție la ce se întâmplă în organism, ce vrea să zică, ce, pe unde e organismul, da? Ce îți spune. Ok. În rest, răbdare înseamnă cunoștință. Da? La fel. Chizi ochișorii și... care e problema? Are you talking to me? Cu cine vorbești? Spune ce vrei. Spune ce trebuie să faci. Da, drept la țintă. Vezi cum? Răsturnat. Ai răsturnat iar. A, regele de cupe. Chirdâc. Cupe, da? Emoțiile. Nu le mai poate să le țină în frâu emoțiile. Și le-a răsturnat. Le ținea în frâu, era... da? Fetele băieții, vedeți situația. Sau ea era călare pe situație. Nu era problemă, da? Și ai spart cupele toate, le spart. Le-ai răsturnat și le și spart. Da, justice. Ia să vedem și... așa. Zbegeale. A, să văd de grav. Ce fac? A, una sau două? Sau trei? Trei. Ia să le văd. Luptător. E un luptător. Ici și așa. Uite ce frumos îmbrăcată. Strălucește. Mai multă strălucire decât fapte. Are luptătorul. Da, omul ăla de nu te vezi. Vezi ce haine am strălucitoare. Vezi ce la patru ani ce sunt îmbrăcat. E de la tine cum arăți. Și tu vii să lupți cu mine. Ia de aici ce vreau. Spune cineva, da? Hai de aici. Știi despre cine e vorba. Da. Viteză, brișca și săgețele.
tolba cu săgeți. Luptător, da. Luptător. E un luptător care nici cum nu s-a stâmpără. Da. Și tu ții echilibru. Să se zbată dita mai pești de, da? Cum le zic alea mai mari? Balene! Dita mai balene să se zbată și tu n-ai nicio treabă. Da? Torneapă din argint în aur, din aur în argint. Transformi, alchimizezi lumea din jurul tău, n-ai nicio treabă. Ok!